Vă salut! Încerc să-mi accesorizez geanta Husqvarna și drujba asta cât mai bine și astăzi am un nou dispozitiv de la Husqvarna. Este o menghină Husqvarna pentru buturugi. Mulți dintre voi știți ce se face cu ea și așa vine, ăsta e produsul. O să facem și un mic unboxing cu ocazia asta. Cred că a mai fost livrat cu altceva în pachet de a venit așa. Și în mod normal, când ești în pădure sau cureți o grădină sau pur și simplu tai niște lemne, dispozitivul ăsta ajută foarte mult la fixarea motofer-ăstrăului și putem ascuți lanțul foarte ușor. Nu are niciun manual, doar ăsta aici sunt câteva detalii cum trebuie folosită și asta este menghina. Este din oțel forjat, din ce am văzut în detalii, și aici în cap se bate cu ceva, cu un lemn, sau am văzut într-un clip Husqvarna chiar cu ceva metalic, un topor sau altceva metalic, și cu colții ăștia se prinde în lemn. Apoi cu șurubul ăsta se fixează șina de la drujbă. După cum arată capul ăsta de aici, aici cred că se lovește ulterior pentru a fi scoasă din lemnul în care a fost fixată. O să-i fac și eu un test de funcționalitate, să vedem cum înfixează drujba care e deja pregătită, e și lemnul și mai vedem câteva detalii despre ea. Așa cum v-am spus, se poate bate și cu un lemn pentru fixare sau cu ceva metalic. Asta are și experiență, are vreo 100 și ceva de ambar de asta. N-are nimic dacă ia sări vopseaua. Pentru asta este făcută, să o bați în lemn. Important e să reziste materialul și după se fixează drujba. Aici un aspect, n-am bătut foarte tare menghina, dar o să stea până exemplific ce vreau să vă arăt. Un aspect foarte important, aici jos să rămână o distanță ca să poată circula lanțul lejer. Și ce îmi place la menghina asta, o să folosesc pila asta cu ghidaj ca să vedeți. Eu oricum ascult cu alt dispozitiv, l-ați văzut în clipurile mele. Și ce îmi place, că poți ascuți lejer pe fiecare parte. Mă dau în partea cealaltă și îmi ascut foarte lejer. Înainte mi-ascuțeam drujba pe o masă sau drujbele și nu aveam mereu o poziție ideală când întorceam să îmi vină lanțul pentru dinții ceilalți, nu aveam mereu poziția ideală la ascuțire. Dar asta ca să vedem cât de funcțională este, ca să facem și un lucru foarte bun. Deci cam asta face, îți fixează utilajul pentru ascuțire atunci când ești în pădure, tai lemne sau cureți grădini sau... N-a intrat foarte, foarte tare, dar
Despre asta este vorba. Am văzut și menghina și cum se lucrează cu ea. O să intre alături de celelalte accesorii în geanta Husqvarna și probabil următorul clip, cred, o să fie cu organizarea acesteia, cu geanta. Și până atunci vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că este o informație utilă și pentru voi, menghina asta. Și să ne vedem cu bine la clipul următor. Vă salut și vă doresc mult spor la treabă.